fructe, legume, flori, produse apicole sau vinuri selecte. Toate produsele de sezon, naturale și sănătoase, pot fi procurate direct de la producătorii autohtoni în cadrul târgului inaugurat în piața Maria Dunării Naționale. Cumpărătorii sunt așteptați în fiecare weekend până la sfârșitul lunii noiembrie. Avem miere naturală din stupina noastră, câteva feluri de miere. Miere de mai, de sălcăm. Vitale Grigorez din Criuleni a adus produse apicole. El spune că are așteptări mari de la acest târg. Sperăm că poate o să vindem puțin marfa și o să avem venitul ca să acoperim cheltuielile. Posibilitatea că putem să fim aici, că oamenii poate să ne cunoască. La Iarmaroc și-au expus produsele peste 30 de producători. Noi am venit la târgul de astăzi cu mus dulci, vin alb, muscat sauvignon, cu aligoté și am venit și cu vin roșu. Târgul pentru noi e de a ne face mai mulți cumpărători. Noi suntem mulțumiți la ziua de azi. Cu butaș de vie și cu struguri. De mai multe feluri. Soiuri care vrem să arătăm și butaș avem noi. Eu cred pe viitor să faci și mai bine, să putem pleca și după hotare. Noi avem marfă de sezon. Dacă n-am vândut-o acum toamna, am 56 de soiuri de gherghini, în total 2000 și jumate de tufi, undeva 20.000 de bulbi. Dacă nu reușesc să-i vând într-o lună, trebuie să-i pun pe iarnă la păstrat. Cumpărătorii au avut posibilitatea și să degusteze din produse înainte de a le procura. Este must, aparent făcut de ieri, e dulce, încă nu e tulburel, așa că putem să-l servim chiar și având copil. A venit foarte curioși să vedem ce ne propune Moldova toamna. Important este că știm ce cumpărăm, sunt producătorii noștri, sperăm produse curate, ecologice. Târgu-i bun. Am hotărât să cumpăr un borcanaj de vișine în sucul lor. Cum prețul? Nu, e normal. Oamenii muncesc, trebuie și de plătit pentru munca asta. Foarte frumos, dar e mic. Mai trebuie mai mult. Avem mai mult de arătat la lume. Târgul agricol Satul Meu va fi deschis în piața Marii Adunări Naționale în fiecare weekend, până la sfârșitul lunii noiembrie, și este organizat sub patronatul Guvernului Republicii Moldova.